Regia Autonomă Municipală Buzău a emis deja facturile la căldură pentru luna noiembrie. Buzoinii care sunt în continuare racordați la sistemul central de încălzire vor avea parte de un șoc atunci când vor vedea la avizier sumele pe care le vor avea de plătit pe noiembrie. Astfel, dacă aveți un apartament cu 2, 3 sau chiar 4 camere, trebuie să știți că valoarea facturilor variază între 216 și 343 de lei. Și asta, deși cantitatea de căldură a fost mai mică în luna noiembrie acestui an, față de perioada similară a anului 2016, cu 6%. Valoarea facturilor pentru o cameră 133 de lei, pentru două camere 216 lei, trei camere 267, patru camere 343 de lei. Uh, comparativ cu luna noiembrie 2016, uh, cantitatea de căldură uh, a scăzut cam cu 6%, datorită faptului că în luna noiembrie 2016 am avut uh, media temperatură exterioară 6,02, iar în noiembrie 2017 am avut media temperatură exterioară 7,07 grade Celsius. Creșterea valorii la factura de căldură pentru buzoieni are drept cauză principală majorarea prețului pe gigacalorie aprobată în Consiliul Local Municipal. Valoarea facturii lunii noiembrie 2017 a crescut cam cu 15% datorită faptului că anul trecut prețul unei gigacalorie era de 185 de lei, iar în momentul de față este de 230 de lei. Veștile proaste continuă și pentru ultima lună din acest an. Reprezentanții regiei autonome municipale anunță că buzoenii vor plăti pentru căldură cu aproape 20% mai mult. În momentul de față se fac citirile la contorii de energie termică. Estimăm că o să fie o, o creștere cam de 15-20% a consumului de energie și efectiv și, a, și valoarea facturii datorită faptului că până în momentul de față media temperaturii exterioare este de 3,87 de grade față de noiembrie când a fost 7,07 grade Celsius. La jumătatea lunii septembrie acestui an, Regia Autonomă Municipală Buzău a înregistrat 800 de cereri de debranșare. Cifra este de trei ori mai mare față de anii anteriori. Cele mai multe solicitări venind din partea persoanelor fizice care au ales să-și monteze centrale termice de apartament. Problema este că aceste debranșări au continuat și după data de 15 septembrie, ceea ce face ca la acest moment numărul de cereri să ajungă la aproape 1000. Asta în condițiile în care în alți ani se înregistrau până la 300 de solicitări de debranșare din partea buzuienilor.